Bună ziua! Titlul lecției de astăzi este Arhitectura unui sistem de calcul, unitatea centrală. La disciplina Tehnologia Informației și a Comunicațiilor, clasa a 9-a, lecție realizată de profesor Cumelnic Ungureanu Mihaela de la Colegiul de Industrie Alimentară Elena Doamna Galați și profesor Ungureanu Georgeta, Liceul Tehnologic Carol I Galați. Arhitectura unui calculator definește modul în care subansamblele hardware sunt conectate fizic, fără să se țină cont de amplasarea lor. Primul model arhitectural al unui calculator a fost descris de John von Neumann în 1945. Majoritatea calculatoarelor utilizate astăzi respectă acest model. Această arhitectură descrie un calculator cu următoarele componente: unitatea centrală de prelucrare, unitatea de memorie și sistemul de intrare-ieșire. Comunicarea dintre aceste componente se realizează prin intermediul magistralelor. Magistralele de date, din care se transmit date și instrucțiuni, și magistralele de adrese, care transmit numai adrese de memorie. Unitatea centrală de prelucrare, denumită și procesorul, este creierul calculatorului. Ea coordonează și controlează întreaga activitate a calculatorului. Odată cu dezvoltarea electronicii și cu apariția circuitelor integrate, construcția unității centrale de prelucrare s-a bazat pe un singur circuit integrat numit microprocesor. Structura internă a unui microprocesor cuprinde unitatea de comandă și control, asigură aducerea instrucțiunilor din memorie și execuția acestora, unitatea aritmetică logică, execută instrucțiuni aritmetice și logice. Registrele sunt zone de memorie foarte rapidă în care se stochează informație ce se prelucrează și instrucțiuni. Ceasul intern. Procesorul execută instrucțiuni cu o viteză direct proporțională cu viteza semnalului de ceas. Magistralele interne leagă unitatea de comandă și control de unitatea aritmetică logică și registre. Memoria cache este o memorie de mare viteză destinată accelerării accesului la date. Unitatea centrală de prelucrare este singura componentă hardware care face diferențiere între programe și date. Ea știe să interpreteze programele, să identifice instrucțiunile dintr-un program, să decodifice o instrucțiune, să recunoască codul operației din instrucțiuni, să activeze circuitul electronic corespunzătoare operației, să execute operații aritmetice și logice. În funcție de sistemul de prindere pe placa de bază, există două tipuri de microprocesoare. Microprocesoare cu pin, acestea se lipesc pe placa de bază prin intermediul pinilor. Microprocesoare NTD se introduc într-un locaj unde pinii se află deja pe placa de bază. Deoarece microprocesorul se încălzește în timpul funcționării, deasupra lui, pe placa de bază, se montează un ventilator care îi asigură răcirea. Microprocesorul este format din circuite electronice cu ajutorul cărora el poate interpreta și executa instrucțiunile. Setul de instrucțiuni pe care microprocesorul le înțelege și le poate executa formează limbajul mașină și el este realizat cu ajutorul circuitelor electronice implementate în microprocesor. În funcție de complexitate, procesoarele pot fi cu instrucțiuni complexe, CISC, sau reduse, RISC. Procesoarele RISC sunt mai rapide, instrucțiunile sunt mai puține și simple, sunt și mai ieftine și mai ușor de executat din punct de vedere tehnologic. Caracteristicile microprocesorului. Microprocesoarele diferă între ele prin numărul de instrucțiuni pe care le pot executa, viteza de execuție și cantitatea de memorie pe care o pot folosi. Ele sunt caracterizate de tip, frecvență de lucru și lungimea cuvântului. Cele mai folosite tipuri de microprocesoare sunt Intel și AMD. Viteza de lucru a microprocesorului determină cât de repede execută microprocesorul o instrucțiune. O altă caracteristică a microprocesorului este frecvența de lucru. Frecvența de lucru reprezintă timpul în care procesorul realizează operațiile de bază. Ea se măsoară în Hz
și este utilizată pentru a determina viteza de lucru a acestuia. Cuvântul microprocesorului reprezintă numărul de biți, întotdeauna multiplu de octeți, care pot fi prelucrați la un moment dat de către microprocesor, de exemplu 8 biți, 16 biți, 32 de biți, 64 de biți. În concluzie, procesorul supervizează transferurile de informații și controlează activitatea generală a celorlalte componente care alcătuiesc un sistem de calcul.